O familie din Gorj face banii dintr-o afacere parfumată. Secretele dulceții de trandafir au fost descoperite treptat de familia Blidea din Scoarța. Cine crede că în spatele unui borcan de dulceață e muncă ușoară, se înșală. A fost nevoie de mai multe păreri până ca produsul finit să ajungă pe piață. Avem o cultură de trandafir de dulceață. Este soiul Rosa Damascena. Foarte popular în Bulgaria și Turcia. Din el se obține uleiul de trandafir și am încercat să-l aducem și la Gorj. În general, florile se culeg dimineața, între 6 și 9. Acum, dacă cantitatea este mai mare, ne întindem până undeva în jur de 10-11. Înflorirea are loc în jumătatea lui mai până în jumătatea lui iunie, după care încetează, ne mai apucăm de lucru, de cules la an. Noi am încercat să ne facem propria noastră rețetă, așa că anul trecut am testat vreo 10, au testat toți prietenii, colegii de servici, fiecare și-a dat cu părerea și în final am ajuns anul ăsta să facem propria noastră rețetă de dulceață, care să ne mulțumească. Cu o aromă puternică și un gust aparte, dulceața de trandafir de damasc poate cuceri și cei mai mofturoși pofticioși. Desfacem petalele. Pregătim siropul cu apă și cu zahăr. Petalele sunt frecate împreună cu zahărul până lasă sucul și cât sunt ele așa de multe, devin foarte puține. Se pun la fiert. Noi le fierbem un pic în ziua respectivă și le terminăm a doua zi. Se adaugă sare de lămâie și apoi se pun în borcane fierbinți. Noi punem în borcanele fierbinți și le mai punem la cuptor încă o jumătate de oră. Din florile cu parfum intens nu iese doar dulceață, ci și alte bunătăți, precum sirop sau cidru. Cidru de trandafir încă nu l-au gustat foarte mulți. Anul ăsta l-am produs anul trecut, anul ăsta l-am tras din damigeană. Să sperăm că a ieșit bine. Așteptăm acum părerile prietenilor să ne spună este, nu este, mai trebuie mai dulce, mai amar, mai fiecare cu gusturile lui și să încercăm să facem ceva să fie pe plac tuturor. Curioșii trebuie să știe că un borcan de dulceață se vinde cu 15 lei, iar o sticlă din sirop de trandafir cu 30 de lei.